Viorica Dăncilă face o nouă gafă de această dată la Bruxelles. Potrivit unei înregistrări audio dată publicității de un europarlamentar, premierul României ar fi spus protestanți în loc de protestatari atunci când s-a referit la cei care au agresat o femeie jandarm la mitingul din 10 august. Viorica Dăncilă a fost însă criticată de diverse eurodeputați pentru modul în care au acționat autoritățile la mitingul diasporei, dar și pentru referendumul de luna viitoare. Într-un discurs ținut în fața membrilor Grupului Social Democrat din Parlamentul European, familie din care face parte și PSD, premierul României ar fi făcut o nouă gafă. Potrivit unei înregistrări făcute de europarlamentarul Cătălin Ivan, Viorica Dăncilă ar fi spus protestanți în loc de protestatari. Nu știu dacă o țară votare, o femeie jantar poate fi bătută cu atâta bestialitate de către protestare. Când am avut eu ocazia să intervin, i-am explicat și am tradus că protestanți înseamnă una, protestatari înseamnă alta, tocmai pentru ca cei din sală să nu creadă că în România este un conflict religios. Conform dicționarului explicativ al limbii române, Protestanții sunt adepții protestantismului, denumire generală dată confesiunilor religioase creștine care s-au rupt de catolicism în secolul al XVI-lea, în timp ce protestatarii sunt acele persoane care participă la un protest. Dincolo de toate acestea, Viorica Dăncilă ar fi fost criticată de mai mulți oficiali din Parlamentul European, atât pentru violențele din 10 august, cât și pentru referendum, spune europarlamentarul Cătălin Ivan. Eurodeputata Ana Gomes și-a exprimat dezaprobarea și într-o postare pe Twitter, vorbindu-le socialdemocraților europeni. Pe lângă reprimarea demonstrației din 10 august, partidul ei organizează un referendum împotriva egalității în ceea ce privește căsătoria. Asta e stânga! E în conformitate cu valorile, agenda și obiectivele grupului socialdemocraților? Nu cu ale grupului meu, asta e sigur, scrie Ana Gomes. Iar europarlamentarul Cristin Revaud-Alon Bonfoy a criticat ideea referendumului. E păcat, pentru că familia noastră politică a luptat întotdeauna pentru drepturile LGBT, spune eurodeputata într-un răspuns pentru știrile ProTV. Până la această oră, oficialii guvernului nu au oferit o reacție privind aceste critici. Într-un comunicat, executivul transmite doar că premierul Viorica Dăncilă a prezentat aspecte referitoare la demonstrațiile de protest din data de 10 august, precizând că acestea fac obiectul unei anchete în curs. În context, a menționat și că în fața legii, toate persoanele sunt egale. Viorica Dăncilă a avut parte de critici și ieri, când s-a întâlnit cu liderul grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber. Oficialul european s-a arătat extrem de îngrijorat de situația din România, după discuția cu premierul român. În această vară, în București, am văzut cetățeni bătuți de poliție. Sincer, este inacceptabil. Lupta împotriva corupției nu este un lux, este o necesitate absolută pentru a ne proteja cetățenii și afacerile de abuzul statului. Guvernul României vede altfel această întâlnire și, printr-un comunicat, afirmă că Viorica Dăncilă. A avut un schimb deschis de opinii cu interlocutorul său, Manfred Weber, cu privire la situația din România, în perspectiva dezbaterii care va avea loc în Parlamentul European la începutul lunii octombrie.